valuri. Hai, stai că nu mai e mult. Uite, uite, acum o să-ți treacă dorul, pentru că o să-ți dau o super veste. Au început pregătirile pentru Untold. Edi Chere și prietenul meu drag are toate detaliile. Salut, Edi! Bună! Ce surprize avem pregătite la Untold în 2022? Sunt multe surprize, dar înainte de asta vreau să vă prezint și eu ceva. Dacă tot îl aveți acolo pe Hulk în studio, așa, am venit și eu pregătit cu ceva. Ia uitați-vă aici ce am eu pe tricoul meu. Uite-ți meu! Iron Man! Iron Man! Se știe! Iron Man! Vine și Iron Man la Untold, am înțeles. Răzbunătorii sunt pe fază, să vedem ce alți supereroi se mai adaug în această emisiune. Superb! Spune-ne ce artiști au confirmat până acum la Untold. Da, avem primii artiști anunțați pentru anul acesta și avem o mare, mare bucurie să anunțăm o premieră în România, o nouă premieră la Untold, pe Major Lazer, o trupă, o trupă de mult așteptată să ajungă aici în România și se întâmplă în acest an. Vor fi la Cluj, abia așteptăm să-i vedem. Apoi îl avem pe Kygo, care revine la Untold. Vine și Kygo. Am auzit că el vine să remixeze o piesă de la Theodos. Da, e bine că o să cânte toți oamenii de la festival. Păi de ce nu? Nu se știe niciodată. Nu se știe niciodată, fiecare, exact. Fiecare poate să aibă surprize, fiecare artist poate să aibă surpriza lui la Untold. Edi, care sunt datele de la Untold anul acesta? Când să vină lumea la Cluj? 4-7 august. 4-7 august. Știi ce faci între 4-7 august? Vezi că anul trecut eu am fost la Untold, m-am întâlnit și cu Edi acolo, ne-am super distrat, a fost super atmosferă, trebuie neapărat să mergem și Da, îmi doresc, eu n-am fost niciodată la Untold, pentru că am zis că prima dată când merg acolo vreau să și cânt. Edi, vorbim am înțeles Skype-ul mesajul ăsta. Foarte subtil, da. am mutat. Da, așa sunt eu, mai subtilă. Foarte, n-a fost nimic pe direct. Da, pe 8 e ziua mea, apropo, pe 8 august, să știi că e ziua mea, așa că e un cadou extraordinar. Ce alte noutăți ne-ai pregătit? Suntem aproape, 8 august, 8 iunie. Aproape, da, aproape și totuși atât de departe. Ce surprize avem? Da, mulțumesc, sunt foarte tânăr, știu lucrul ăsta, sunt foarte tânăr. Ce surprize ne-ați mai pregătit la Untold? Hai să mai continui cu câțiva artiști. David Guetta revine și el. Apoi mai avem o super voce, o super, super voce, Anne-Marie. Teo, tu cu siguranță o știi. Tu știi câte piese are Anne-Marie? Zi-mi una. Să e pe toate piesele alea internaționale, toate hiturile mari și la Major Lazer și la... Și la Clean Bandits, și la, deci toate piesele alea care sunt hit, ea a dat vocea pe ele. Atunci, la toate piesele de festival, să vezi. Edi, abia dacă aștept să... Dacă telefonul și intri pe YouTube și o cauți, o să vezi cu siguranță cel puțin trei piesele, știi. Da, este sunt foarte, convinsă, foarte, foarte sunt tare. Convinsă. Edi, te îmbrățișăm cu drag de aici din București. Să fiți cât mai de succes și anul acesta cu Untold-ul. Îți mulțumim foarte mult că ai intrat pe Skype cu noi. Eu rămân cu elefantica mea preferată aici. Te îmbrățișăm și pe tine și pe Ioana. Vă pupăm și noi. Și...